Salutare, dragi, și bine am găsit la un nou video pe canal. Astăzi vreau să vă arăt o chestie de hacking, pentru că, na, de ce nu? Vreau să vă arăt cum hackerii ascund lucruri în poze. Stați liniștiți, nu le detectează nimeni, nici măcar antivirusul de la Windows, așa că rămâneți aproape și haideți să-i dăm drumul să nu mai stupa palavre. Bun, tehnologia despre care voi vorbi astăzi este vorba despre steganografie sau cred că cam așa se pronunță în română. Practic, după cum scrie chiar și aici, steganografia se folosește pentru a ascunde mesaje într-un obiect fizic, cum ar fi un computer electronics, un fișier, un mesaj, o imagine, un video și multe altele, da? Ideea este că mi-a venit acest script să îl fac în momentul în care mi-am adus aminte că Windows 7 a fost infectat cu steganografie, adică cu virus, direct în bootloc. Gândiți-vă că, practic, virusul deja pornea înainte de a face antivirusul boot, da? Adică înainte să pornească. Și după cum se vede aici, hacking groups au ascuns un backdoor malware inside the Windows logo image. Căutați și voi pe internet, sunt zeci și sute de știri de genul, da? Așa, acum eu am zis, băi, cum să îl descarc? Simplu, am luat o poză de pe internet, cea mai bine și cel mai frumos, și haideți să îl descărcăm și să îl instalăm. O să vă arăt cum să îl instalați și pe Linux și pe Windows. Și intrăm pe SourceForge.net project steghide, da? Îi dăm download și bineînțeles îl descărcăm. Nu trebuie să faceți absolut nimic în rest. O să vă arăt imediat cum îl pornim și pe Windows, dar și pe Linux. S-a descărcat, îi dăm open file, închidem browser pentru că nu mai avem nevoie. Îl dezarhivăm pe desktop pentru că trebuie să îl dezarhivăm. După cum observăm, antivirusul nici nu a mârâit. Și dăm aici, click dreapta, open terminal, normal trebuia să avem, pentru că trebuia să avem Windows 11, dar o să scriu cmd, ls, mă rog, dir este la asta, cd desktop, dir, cd steg hide, da? Și acum suntem în steg hide. Ei bine, pe Linux este un pic mai ușor, pentru că totul este din comandă și avem sudo apt, bineînțeles dăm update ca să luăm ultimul soft de pe internet și pe urmă, bineînțeles, dăm sudo apt install steghide. Ne întreabă, vrei să instalezi? Da, vreau să instalez, desigur, nu știu ce, nu știu cum. Bun, până atunci, haideți să descărcăm poza, pentru că ceea ce este cel mai și cel mai important este să descărcăm poza, nu? Și o să intru repede pe internet și o să dau 8K wallpaper. De ce 8K? Pentru că este foarte simplu. Ca să pui un virus de 1 mega, 2 mega, trebuie foarte simplu să ai cât mai mare poza, ca și mega, da? Să nu-și dea seama. Și avem primul link, nici nu stau să-mi bat capul, primul link, îi dăm download, așteptăm să se genereze, căutăm pe Google din nou un virus. Poți face tu virusul, corect, sau poți sări de pe internet. Și o să căutăm virus github.exe, pentru că pe mine mă interesează .exe, da? 2,4 mega. Să zicem că este ok, să zicem. Bun, am descărcat repede de tot și virusul, după cum observați. Avem un slider de două, versiunea 2 și, bineînțeles, o poză de 2,4 mega. Eu zic că este ok. Acum tot ceea ce trebuie să facem este să intrăm în CD Downloads, da? Și avem poza. Acum întrebarea este care poză era mai mare, pentru că am închis browserul. Pot să deschid browserul, să dau Ctrl-J, parcă era, sau Ctrl-Shift și Y, mă rog. Și era 11737, ok. Deci 11737. O lăsăm, asta o ștergem. Și avem cele două fișiere în download, ok. Și acum vom da comanda. Eu o să o copiez de pe ecranul acesta, voi o să o aveți în descriere. Și avem steghide, da? Embed, minus EF, punem numele la virus, dar înainte de toate vreau să-l redenumesc, așa să zic.
Adică o să-l pun 1.exe. De ce pun 1.exe? Ca să nu fie numele prea lung, da? 1.exe, da? În, nu, minus, cf, da? Și acum, bineînțeles, punem poza, locația pozei, da? Și avem ca și poză, noi avem 1137 jpg, da? Îi dau enter, ne spune să intrăm, să introducem o parolă, adică o parolă care doar hackerul va putea accesa, acel virus, acea poză, ca să o decripteze. Și o să punem o parolă foarte simplă, 1, 2, 1, 2, și după cum ați văzut, am avut aici un mic spike în proces și după cum se vede, poza este gata. Cum? De unde știm noi că este gata? Păi avem două chestii de făcut. 1. Ori punem pe un set de imagini, pentru că, da, nu poate fi detectat, și punem google.com, image hosting. De fapt, pun la un prieten de-al meu, chiar o să-i arăt clipul, roph.ro, parcă era. Bun, de ce pun la un prieten? Pentru că vreau să-i arăt că site-ul lui nu este securizat. Și o să dăm în downloads, all files, dar de ce nu... Așa. Și dăm, deci după cum, dacă vă aduceți voi aminte, aveam 2,6 mega avem pe poză acum, iar noi am avut pe poză când am descărcat-o 2,4, da? Deci 2 mega s-a lungit, să zic așa, da? Bun. Așteptăm să se încarce imaginea. Delete image URL. Pe mine mă interesează să o deschid într-un nou tab. Și iată că o deschide. Nu vedem nimic schimbat. De ce? Ei bine, haideți să facem noi repede tot așa. O să but mașina pe partea asta, mașina virtuală mă refer, și o să deschidem în Windows. Sunt curios. Găsește Windows-ul? Găsește antivirusul de la Windows? Nu știm, așa că haideți să vedem. Da? Bun, și o să pun așa, roph.com, imghost, și iată imaginea noastră pe Windows, da? În momentul de față noi suntem pe Windows. O salvăm, pentru că de ce nu? Și o să-i dau image. De ce nu mi-a salvat așa? Nu știu. Da? Și haideți să vedem dacă putem să o decriptăm pe Windows. Normal ar trebui să o uploadez pe un Discord ca să o iau tot JPG. Dar încercăm așa. Și o să avem stag hide, da? Extract, niuța sf, și cum se numește poza, ca să fie totul ok, image, și avem image punct jfif, punct jfif, da? După cum observați, eu mă joc foarte simplu cu poza, nu are nicio treabă. Am copiat-o aici și o să-i dau extract și punem parola, da? 1, 2. Route extracted to data 1.exe. Da? Deci, uite-l. Exe. Deci, ce ziceați voi de securitatea Windows-ului? Da? Avem Bitdefender și, mă rog, nu Bitdefender, MIT. Antivirusul de la Windows și... nu funcționează. Iată cum, doar cu o singură poză, chiar dacă mi-a schimbat extensia, eu tot am reușit să o pun în Windows. Bineînțeles, nu o să dau click, e logic chestia asta, dar v-am arătat. Bineînțeles, poate să fie un .txt, adică un text, poate să fie orice vreți voi, chiar și un clip. Așa că lăsați-mi un comentariu ce credeți despre chestia asta și atenție, este doar în scop educativ. Nu vă apucați să faceți prostii. Pe data viitoare să ne auzim cu bine. Pa, pa!